Pentru a programa un PLU, folosim funcția 220. Confirmăm cu subtotal, selecționăm codul articolului, îi asociem o descriere, un preț, un departament și un cod TVA. Dacă e necesar, îi asociem prețul 1 și o reducere sau o majorare. Și confirmăm cu subtotal și total. Bonul emis evidențiază modificările efectuate.